Acesta este coșul nostru de cumpărături de la Lidl, coș care a costat 350 de lire. În coș, ceea ce nu voi vă arăta este o mașină de sudat care a costat 100 de lire. Și voi începe cu cumpărăturile și am cumpărat, bineînțeles, baghetele acelea micuțe pe care tot timpul le cumpărăm, cornuri cu unt, dar și acea chestie de patiserie cu vișine și custard. Două cutii de fish fingers, pentru că Kevin mănâncă fish fingers tot timpul, două mozzarella, două pungi de cartofi wedges, sunt foarte buni, trei cutii de pizza congelate și o pizza din aceasta cu usturoi, dar și două pungi cu nuggets. Acestea sunt cumpărate mai mult pentru atunci când noi nu suntem acasă, iar copiii trebuie să-și facă ceva singuri. Următoarele cumpărături au fost, bineînțeles, două sticle cu suc, unul de mere, unul de portocale, sunt foarte bune, sunt undeva la o liră sticla. Trei cutiuțe din acestea cu roșii pe codiță, care sunt foarte, foarte bune, sunt cele mai gustoase dacă le găsiți așa pe codiță. O pungă de ceapă, punga aceasta cred că a avut un kilogram sau două kilograme a avut punga. O pungă cu morcovi, două legături de ceapă verde și doi castraveți, pentru că în această perioadă mâncăm foarte mult, multe salate. O sticlă cu palmoliv, miroase foarte bine, patru pungi de paste, din acelea de deluc sunt bune, suc de roșii, am luat doar unul pentru că mai aveam, două pungi cu zahăr. Tot timpul trebuie să avem zahăr în casă, două borcanașe cu castraveți, unul normal și unul cu miere. Bineînțeles, un cofrag cu ouă, nimic interesant la aceasta, o cutie cu 8 sticluțe de Actimel pentru Kevin, usturoi, noi folosim foarte mult usturoi și o cutie de gume. Am mai luat și acest sos pesto, niciodată nu iau aceste sosuri, dar l-am luat pentru că sunt foarte curioasă să văd cum e. Unt cu 82% grăsime și două pachete de freșona, de Floralis, hârtie igienică umedă. Nu știu dacă am menționat, cumpărăturile au fost făcute în luna iunie, dar clipul a rămas cumva uitat. Am cumpărat două caserole cu ceafă de porc, sunt 6 felii de ceafă de porc în fiecare și de la săptămâna XXL am cumpărat și aceste două caserole cu cotlet de porc. Doi pui, pentru că ne place foarte mult puiul pe sare, iar aceștia fiind micuți și noi având invitați la masă, am cumpărat doi ca să ajungă. Tot de la săptămâna XXL am luat și aceste steak-uri de vită. Au un preț mai bun la săptămâna XXL și am luat două caserole. Vita, în general, este mai scumpă. Am cumpărat și patru caserole cu bacon din acesta mărunțit, acesta îl folosim pentru paste și mai tot timpul avem în frigider o astfel de caserolă. Am cumpărat și caserole cu pulpe, sunt pulpe superioare, foarte bune și am cumpărat trei caserole, cam acesta a fost în materie de carne. Următoarele cumpărături. Bineînțeles că nu putea să lipsească sandwich-ul cu bacon și fructele pentru un pachetel al lui Kevin. O caserolă cu struguri. Două caserole cu cremvuști. Acestea sunt foarte buni dacă vreți să faceți cremvuști în foietaj. Sunt extrem de gustoși. O pungă de la Floralis cu hârtie igienică. Pâinițele acestea cu usturoi și pătrunjel pe care trebuie să le încălziți. O pungă de făină, este făină cu agent de creștere, un nest decofeinizat, pentru că uneori beau prea multă cafea și atunci aleg varianta decofeinizată, mere Pink Lady, pentru că sunt preferatele lui Yannis, două sticle de ulei, o caserolă cu prune, chiar îmi doresc ca prunele astea să fie bune, banane, tot timpul avem banane în casă, brânză răzuită pentru diferite lucruri, dar și pentru pachetelul lui Kevin, brânză feliată de tip Emmentaler, îi place soțului meu în sandvișuri, dar și două punguțe de acestea cu brânză pentru paste, parmezan sau nu știu ce-o fi în acele
punguțe. Să vă arăt și bonul. A costat 246 de lire, în condițiile în care 100 de lire a costat mașina de sudat, deci în total 346, pentru că aceea am luat-o pe bon separat. Și trecem la categoria dulciuri. Am luat 4 pungi cu aceste ciocolățele care seamănă extrem de bine cu Bounty. Mie mi se par mai bune decât Bounty și de aceea le cumpărăm tot timpul. Cea mai bună ciocolată cu alune și câte am cumpărat? 2, 4, 6, 8. Biscuiții aceștia Choco Chips, pentru că ia soțul meu la muncă. Mi-a fost poftă de o ruladă, nu știu dacă va fi bună, dar am luat-o să o încerc. Vafele acestea cu ciocolată, care nu sunt foarte dulci, sunt extrem de bune, extrem de bune. Un pachet cu o punguțe mici de chipsuri și unul mai mare, acesta este pentru mine, cu brânză și ceapă. Iani și-a luat acești biscuiți, pe o parte sunt înveliți cu ciocolată, iar mie îmi plac acești Kinder Happy Hippo, dar cei cu cremă de alune. Saci pentru coșul de gunoi, luăm pe aceștia pentru că sunt mai micuți și nouă ne trebuiește așa mai micuți, pentru că aveam un coș micuț. Felia cu lapte ne place tuturor, dar o pun la pachetul lui Kevin. Cei mai buni biscuiții aceștia cu lapte sunt extrem, extrem de buni și sunt 20 de pic, cred. Și biscuiți digestivi cu ciocolată neagră. Vi se vor părea multe dulciuri, dar nu mergem foarte des, așa, acestea au fost cumpărăturile și ne vedem data viitoare.